Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 31 martie, ești genul de visătoare prea realistă pentru a-ți urmări visurile de natins. Talentele artistice și temperamentul luminos îți dau o înțelegere profundă a frumuseții spirituale, dar rare ori permiți impulsurilor creative să-ți stea în calea soluțiilor practice. Ești un lider născut, Știi cum să-i faci pe oameni să muncească și știi să administrezi banii perfect. În ciuda minunatului sens de afaceri, nu-ți este frică să-ți asumi riscuri. Ca orice întreprinzător, folosești orice șansă care vine pe parcurs, mai ales dacă circunstanțele te favorizează. Tu ești o luptătoare care s-a născut cu încăpățânarea pentru obiectivul stabilit. Tu ai suficientă perseverență și voință de a rămâne pe vârful cucerit. Este aproape imposibil de concediată din poziția pe care ai obținut-o. Uneori prefer să nu dai idei proaspete, deoarece este mult mai plăcut pentru tine să te odihnești pe vechii lauriei victoriei. Cu toate acestea, în situații de criză, poți oferi soluții extrem de raționale, care sunt binevenite și pot fi apreciate de autorități. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, onestitate, pricepere, inflexibilitate. Ești vegheată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului. Trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufânzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, Vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi împliniri fără precedent. Totuși, cealaltă față a monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul, cât și în afaceri, pot te dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru stocul de energie, precum și în liniște. Această planetă este favorabilă pentru politicieni, profesori, lucrători medicali actori. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta. Aș putea spune că te-ai născut ca estet. Tu stai ferm pe pământ, așa cum se potrivește berbecului, dar în același timp poți uneori să fii purtat în lumea fanteziei. Cu toate acestea, visele care nu pot fi atinse nu sunt pentru tine. Ești creativă, dar nu întotdeauna îți dai seama de impulsurile tale creative deoarece faci alegeri în favoarea pragmatismului și a face bani. Tu trebuie să te asiguri că alegerea ta de partea mercantilă și cea practică a vieții nu te face nefericită. Poate că creativitatea ar merita să fie hobby-ul în care te poți relaxa și câștiga forță pentru comerț. Este dificil pentru alții să lucreze cu tine deoarece ești prea exigentă și bești să te cerți. Adevărat, trebuie remarcat faptul că, fiind o realistă subră tu realizezi totuși avantajele poziției tale oficiale și ai suficientă înțelepciune și viclenie pentru a nu te lupta de dragul unei victorii minore într-o dispută polemică. Poate că, odată sau de două ori în viață, ai șansa de a-ți schimba radical cariera, dacă profiți de ea, succesul este garantat deși nu poate veni imediat. Dacă ocazia este ratată, talentul tău ascuns nu poate fi dezvoluit niciodată tu te confrunți cu curaj cu provocările soartei, deși datorită realismului tău și a sentimentului de autoconservare, preferi să nu ți asumi riscuri, calculând anticipată toate posibilele mișcări, mai ales atunci când vine vorba de întreprinderi financiare. Tu te simți confortabil ca și șef? Dar ești mult mai capabilă să joci rolul de asistent sau partener atunci când abilitățile și talentele tale creative pot contribui la cauza comună. Poți trăi în singurătate ani de zile, însă viața familială te afectează destul de bine. Întrucât te vei căsători cu întârziere, se poate întâmpla să adopți copii altor persoane sau să ai o familie gata făcută cu un copil ca mamă vitregă poate că nu impresionezi prin atractivitate, dar ești capabilă să simți sentimente calde și să le exprimi în felul tău, prin umor blând. Deschiderea sentimentelor te sperie, de aici și ironia externă, cinismul prefăcut. Dorința interioară adâncă pentru afecțiune și sensibilitate, poate fi parțial rezultatul lipsei căldurii parentale în copilărie aceasta determinând o nevoie urgentă de a te înțelege cu un prieten care să știe când să se abate pe la tine și când să te ajute. Cheia prieteniei cu tine este capacitatea de a citi semnalele tale spirituale. Ai fost înzestrată cu o intuiție extrem de fină și te aștepți la fel de la cei dragi. De aceea ești atât de suspicioasă față de cei care vorbesc foarte mult și fac promisiuni goale. Tu trăiești în minte, nu în inimă. Acesta este motivul pentru care nu acționezi la nivelul emoțional. Nu ești similară cu alți nativi din Berbec având astfel de calități, curaj, independență, pasiune, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura te ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spune adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul, cum afectează data de 31 martie soartata, visătoare cu ochii deschiși, rar stabilește obiective realiste, dotată cu un temperament luminos și spirit artistic, poți trăi în lumea iluziilor. Sinceritatea generozității și deschiderea atrage un număr mare de admiratori, fiind capabilă de gesturi largi, starată de spirit se schimbă ușor, de la bucuria nebună la tristețea incredibilă, când alegi o profesie nu o faci la comanda sufletului, dar din motive de utilitate, ceea ce poate genera un conflict intern, visarea te va împinge să-ți dedici tot timpul liber creativității iar munca în aceste perioade va rămâne inactivă, firește afectând de negativ întreaga carieră. Bunătatea și delicatețea îți permit să fii un minunat membru al familiei. Rudele și prietenii sunt întotdeauna învoluiți în îngrijire și căldură. Dacă nu ai o familie a ta, te distingi prin loialitatea față de partenerul ales. Îndrăgostită? Poți muta munții și pui toate darurile posibile și imposibile la picioarele obiectului iubirii tale. Caracterul creativ te împinge să scrii poezii de dragoste sau compoziții cu dedicație. Te distingi prin caracterul tău prietenos. Sociabilitatea îți permite să te alături constant cercului prietenilor tăi. Grija față de aspect și a stilului de conversație atrage pe alții. Chiar și un partener ocazional în viitor poate fi un prieten pentru viață. Aceste calități te ajută în sfera afacerilor. A lucra conform modelului standard pentru tine nu este o metodă obișnuită. Tu încerci să optimizezi fluxul de lucru la maximum, traducând ideile tale unice în productivitate și eficiență. Potențialul tău creativ este aproape nelimitat. Tu tratezi creațiile cu o frică deosebită și îți pui întregul suflet în ele, având capul plin de idei creative, uneori uiți de tot ceea ce te înconjoară, fără a acorda atenție impulsului creativ poți rămâne cu familia și prietenii, dragoste și compatibilitate. Ești obsedată de ideea iubirii și preferi viața de familie pentru a nu fi singură, dar în relații strânse. Ești adesea sfâșiată între natura ta independentă și un sentiment de datorie față de partenerul tău. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt. Deși în orice combinație a acestor cupluri ambii vor trebui să și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cu vărsător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul. Unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești asemenea unui soldat în spirit, ești încăpățânată și intenționată, faci rapid o carieră, îți aperi puternic interesele, ești aproape imposibil de forțat să renunți, dacă ajungi din vârf. Stai în mod constant și ferm pentru o lungă perioadă de timp, ca șef ești minunată, tu cunoști bine toate aspectele legate de gestionarea fluxului de numerar, nu te tem de risc atunci când este necesar, tu nu vei pierde niciodată șansa și o vei folosi întotdeauna cu cel mai mare beneficiu, ca un antreprenor real, conștiința ta de afaceri este de 100%, după ce ți-ai atins dorința, îți reduci puțin activitatea, păstrându-ți ideile pentru tine, folosindu-le pentru a-ți apăra poziția. În situații extreme, oferi opțiuni pentru o rezolvare clară și rezonabilă a problemei, pe care superiorii nu o pot decât aprecia. O altă diferență în natura ta este dragostea pentru discuții și controverse vii, ești foarte pretențioasă, dar raționalismul tău controlează în continuare dragostea ta pentru antagonisme? Cel puțin nu ți poziția sau cariera socială pentru a-ți exprima opiniile cuiva, se întâmplă să-ți schimbi drastic modul de viață și domeniul activității profesionale, putând chiar să ai totul de la capăt, chiar mai bine decât rolul șefului, tu reușești în rolul mâinii drepte, cel mai apropiat șef adjunct, în această poziție, este mai probabil să te realizezi pe tine și înclinațiile tale creative, sănătate și boli cel mai mult, ești afectată de propriile emoții vii, furie, ură, iritare. Tu încerci să nu arăți sentimentele care te-au cuprins, să le întru și să reblochezi, blochezi, ca urmare mai devreme sau mai târziu se vor face cunoscute prin diferite boli, ulcere gastrice, hipertensiune arterială, iar cu vârsta pot chiar provoca probleme oncologice. Sportul te va ajuta să faci față emoțiilor negative sunt utile, alergarea, alpinismul, boxul, gimnastica. Sportul în echipă te poate atrage foarte mult, deoarece îți place să lucrezi într-o echipă. Prin urmare, ar trebui să te angajezi în basket, volei. Gătitul poate fi pasiunea ta, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură emoțională, nobilă, blândă, generoasă, la care am mai adăugat intuiție și bunătate. Ai mulți prieteni, ești respectată, oamenii te iubesc, ascultă opiniile și sfaturile tale, tu ai o mare nevoie de iubire, trebuie să simți prezența și sprijinul unui iubit, multe lucruri din viața ta vor depinde de situația din casă, din familie. Dacă partenerul de viață nu reușește să te ajute, atunci nu vei putea să-ți manifeste pe deplin toate talentele pe care le posezi, nu vei putea să-ți dai seama de oportunitățile pe care le ai de la naștere. Și dacă alegerea ta este de succes și tu te întâlnești cu singura persoană necesară, vei fi cu adevărat fericită în căsătorie și, prin urmare, în toate chestiunile vieții, vei putea să obții mult în viață, pentru tine nu va fi imposibil vei depăși toate obstacolele care îți stau în cale. Energia iubirii te va înzestra cu posibilități inlimitate, vei fi fericită trăind în lux și dragoste. Sfaturi pentru tine Cel mai adesea tu porți o mască cinică, deoarece expresia sinceră a sentimentelor te face vulnerabilă. Ai permanentă nevoie de sprijin prietenos și de înțelegerea prietenilor din apropiere. Deschide-te pentru dragoste și sensibilitate. Trebuie să depui toate eforturile pentru a alege o profesie în conformitate cu înclinațiile tale creative. Chiar dacă nu ți aduce venitul pe care l-ai așteptat, aceasta va fi cea mai corectă alegere. Dacă această opțiune nu-ți convine, renunță la visul de a deveni o faimoasă persoană creativă. Trebuie să înțelegi că criticile te vor ajuta să îți perfecționezi creațiile tratează astfel de cuvinte mai calm. Chiar dacă nu ești de acord cu acestea nu intra într-un argument lung, oponentul nu va fi convins, iar starea ta de spirit va fi stricată pentru o lungă perioadă de timp. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, Preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Este atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.